Constantin Daniel Rosenthal România revoluționară Născut la Budapesta și școlit la Academia de Arte din Viena, Constantin Daniel Rosenthal se împrietenea în 1840 cu pictorul Ion Negulici și prin el cu Cea Rosetti. Acestei duble prietenii se datorează implicarea sa trup și suflet în mișcarea revoluționară de la 1848 din țara românească. Tabloul România Revoluționară a fost pictat în 1850, la Paris, unde mulți pașoptiști români erau în exil după eșecul mișcării revoluționare. În prim plan, Rosenthal o înfățișează pe Maria Rosetti, soția lui Cea Rosetti, o tânără englezoică cu aliură mediteraneană, plină de energie, însuflețită de idealurile romantice ale Revoluției franceze. Abnegația cu care tânăra s-a dedicat mișcării de la 1848 și eliberării revoluționarilor români luați prizonieri de turci a făcut ca imaginea ei să devină simbolul idealurilor naționale ale românilor, aducându-i aprecierea istoricului francez Jules Michelet. Maria Rosetti este pictată bust, cu fața întoarsă spre stânga. Are privirea îndreptată spre fundal, unde o scenă de luptă Amintește bătălia din 13 septembrie 1848 de pe dealul Spirii, care s-a sfârșit cu arestarea revoluționarilor români de către turci. Maria poartă costumul popular românesc în care s-a deghizat pentru a-i urmări pe prizonieri, printre care se număra și soțul său. Are o ie brodată cu arnici roșu și fir aurit, maramă și o salbă dublă de monede de aur la gât. Mâna dreaptă este încordată pe hanger iar stânga pe lancia unui steag tricolor, sprijinit pe umărul drept. Semn al hotărârii de a nu abandona idealul revoluționar. Tabloul pare inspirat de pictura de mari dimensiuni a lui De La Delacroix, Libertatea călăuzind poporul. Ca și ilustrul său predecesor, Rosenthal vede în Maria Rosetti întruparea idealurilor sociale și naționale care animau la vremea aceea o întreagă generație de tineri intelectuali din toate colțurile Europei. Plină de romantism, tânăra englezoică se identifică asemenea pictorului cu aspirațiile românilor. Printre tablourile pictate de Rosenthal în aceeași perioadă se numără și o natură statică. În mijlocul ei se află un medalion cu imaginea miniaturală a Mariei, un omagiu discret adus muzei sale din anii exilului.